Amintiri cu și despre artiști plastici. Până pe 17 noiembrie 2017, Galeria de Artă Romană prezintă o expoziție personală a artistei Lucia Trifan, expoziție de pictură și ceramică, o artistă care e plecată de foarte multă vreme din România, așadar nu este un nume pe care să-l fi auzit în continuu și de care să ne fi plictisit eventual, așa, Emil Ene. Sunteți aici copartener la Galeria Romană și vă alegeți pe sprânceană artiștii pe care îi reprezentați și dincolo de atașamentul profund pe care îl aveți de membrii grupării Prolog, pe care i-ați cultivat și i-ați expus cu sârguință, există și repere noi, interesante, pe care le găsim doar aici la Galeria Romană. De ce Lucia Trifan? De ce Lucia Trifan? În afară de faptul că această doamnă, această artistă are o poveste frumoasă, chiar și întâmplarea ce s-a petrecut atunci când ne-am cunoscut pentru prima oară m-a făcut să... adică, de fapt, m-a sensibilizat așa și am crezut de cuvință că ar fi oportun să facem o expoziție adânse aici la Galeria Romană. Care este întâmplarea? N-aș începe neapărat cu această întâmplare nefericită, aș începe mai degrabă cu modul în care ne-am cunoscut. Ziua în care dânsa a intrat aici în galerie era o expoziție, a venit, a vizitat și după aia am început să conversăm. Și uite așa, din vorbă în vorbă am aflat că este și dânsa artistă, că a avut o poveste destul de romanțată și lipsește de 40 de ani din România, dar frumos a fost cum a plecat din România, cum a ajuns în insule San Martin și cum și-a petrecut o mare parte din viață acolo. Și după aceea, în momentul când am și văzut ceea ce face, am stabilit să facem această expoziție. Sigur că tragedia s-a întâmplat ulterior. În perioada în care noi am hotărât să facem această expoziție, nu trecuseră cele 3 uragane prin insula San Martin. Amintiri cu și despre artiști plastici. Așadar, întâmplarea fericită a acestei persoane în România după 40 de ani a fost soldată și cu salvarea acestui număr de lucrări pe care le putem vedea aici în expoziție. Da, dânsa a trimis 40 de lucrări în România și mai avea 20 de lucrări într-o galerie la Washington. Astea sunt singurele lucrări care i-au mai rămas, pentru că restul, tot atelierul, cu casă, cu tot, i-au fost măturate de uragan. O expoziție în care, spuneam, vedem lucrări de pictură și de ceramică. Lucrările de pictură sunt evidente ca amprentă în spiritul ceramicii pe care Lucia Trifan o și face. Sigur, asta în primul rând, dar trebuie să luăm în calcul și faptul că degajă atât de mult exotism aceste lucrări, această expoziție, pentru că, practic, ele sunt făcute pe o insulă într-un paradis terestru. Și dacă privim fiecare lucrare, fiecare lucrare te poartă așa, te duce cu gândul, de fapt, într-un paradis. Amintiri cu și despre artiști plastici. Vedem aici, parcă atunci când privim lucrările, parcă simțim briza mării, parcă înotăm în adâncul oceanului, vedem tot felul de frumusețe ale mării, respirăm acel parfum exotic. Exotic, dar pe care nu l-ai cunoscut personal, nu? Exotic, pe care nu l-am cunoscut personal, pentru că n-am fost niciodată plecat într-o astfel de vacanță pe o insulă din asta. Pentru că altfel știu că ești un galerist sârguincios care merge în atelierele artiștilor atunci când este vorba de Europa și că îți alegi tu însuți lucrările. Când am avut ocazia. În rest, excursiile mele sunt prin sălile galeriei. Pentru că sunt de găsit de dimineață până seara aici. Deci povestea unui galerist și a unei galerii, până la urmă, Amintiri cu și despre artiști plastici și povestea acestei artiste care se poate vedea în cele 40 de lucrări aici pe Simeze. De fapt, sunt singurele lucrări care se mai pot vedea. Cu atât mai prețioase, nu-i așa? Cu atât mai prețioase, valoroase. Acum, și pentru artistă și pentru public.
Da, din păcate dânsa nici nu știe ce a mai rămas, pentru că în perioada în care dânsa a venit aici în România pentru pregătirea expoziției, atunci s-a întâmplat nenorocirea. Deci dânsa nu a fost acolo. Nenorocirea s-a întâmplat vreo 3 zile după ce dânsa a venit în România. Din păcate, asta este. Viața merge mai departe. Sper să aibă puterea, să aibă inspirația să mai poată să lucreze și să-și recupereze o parte din creație. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.